De anul viitor, studenții Universității Tehnice ar putea studia în Japonia la Universitatea din Nagoya datorită unui parteneriat între cele două instituții de învățământ superior. Prezent în emisiunea Școală și Sănătate, Dan Cașcaval, rectorul Universității Tehnice, a mai precizat că e necesară extinderea programelor ca urmare a creșterii numărului de studenți străini. De altfel, aceasta este una dintre principalele priorități ale Instituției de învățământ superior pentru următorii ani. Rectorul Universității Tehnice a transmis viitorilor candidați o serie de noutăți și proiecte ce urmează să fie derulate de această instituție de învățământ. Astfel, pentru primul semestru al anului universitar 2021-2022, studenții politehniști ar putea studia în Japonia la Universitatea Nagoya. Am stabilit un parteneriat foarte clar, concret, cu Universitatea Nagoya din Japonia. Noi începusem acest lucru în contextul expoziției internaționale a educației de la Washington din 2018, parcă a fost acum nu știu cât timp cu pandemia aceasta, și începând, anul trecut am definitivat toate formele și începând din semestrul, de la anul, din semestrul întâi anul universitar 2021-2022, vom avea studenți japonezi de la Universitatea din Nagoya, cred că japonezi ca origine, dar evident că da, care vor veni la studii la noi. Și de asemenea, noi vom trimite acolo studenți la studii. Deocamdată e pe un schimb intern momentan, da, nu? Da, este un parteneriat în care noi sperăm ca, acum ministerul a și dat o ordonanță, ordonanța 22, care facilitează sau lămurește, cumva clarifică obținerea dublelor diplome. Sperăm ca în timp să reușim să obținem diplome duble noi și cu Universitatea Nagoya, o universitate recunoscută, ar fi un lucru extraordinar. Odată cu creșterea numărului de studenți străini non-UE veniți la Universitatea Tehnică, echipa managerială dorește extinderea numărului de programe de studiu într-o limbă străină. Colegii mei au început să-și dea seama că este mare nevoie, nu de neapărat de programe noi, cât de programe, același programe, dar într-o limbă străină. În ultimii ani am constatat, așa cum am prezentat și în raportul rectorului, prezentarea a avut loc în ședința festivă a Senatului de vinerea trecută, am constatat că a crescut foarte mult numărul studenților cu taxă la noi. Practic, principalele venituri, având în vedere contextul actual pandemic, principalele venituri proprii ale universității sunt din această zonă, din cele cu taxă, și am constatat că a crescut foarte mult numărul candidaților, studenților noștri care vin din țările non-UE. Cred că ar crește mult mai mult dacă ar avea și programe în care să nu fie forțat să facă în limba română. Numărul de programe într-o limbă străină a crescut la master, dar eu aș fi preferat să crească și la licență, pentru că sunt multe solicitări la studiile de licență. În ultimii 4 ani, conducerea universității a reușit introducerea a 4 programe în limba străină, respectiv unul la licență și 3 la master.